Mamă, copilule, mai stai mult, du-te la magazin și iei niște pâine. Fai, pâine, măi, mămică, tu știi cine e sănătoasă, e pâinea, măi, mămică. Cum să nu fie pâinea sănătoasă? Pâinea sănătoasă are, că are amidon. Și ăla? Ei, nu știi și ăla amidon. Amidonul e... Că nu-i bun, asta înseamnă. Și cine zice asta, mă? Aici, pe internet, mă uit eu și oameni deștepți, studiază ei cu pâinea nu-i bună și salata mea e bună și astea. Cum să nu și e bună pâinea, mă? Dacă nu era bună pâinea, atunci mai era vorba și că ăla e bun ca pâinea lui Dumnezeu? Era ca salata lui Dumnezeu. Dar să știi că pâinea nici nu se mai vine așa de mult, e în scădere tare. Acum mai mult soia. Tu ai auzit să vândă ca soia caldă sau ca pâinea caldă? Soia, soia e alții să o mănânce, nu noi. Băi, ascultă că nu-i bună, mămică, că pâinea te constipă. Băi, dacă mănânci pâine goală, ți-ar putea să nu și e bună, dar când faci niște carne la așa, să știi că merge pâinea foarte bine. Fai de mine, carne de porc. Dar tu știi și greu chicaia la stomac, am fost aici. Și atunci și mai mănânci, mă? Ei, păi ne dăm pe dietă de asta, plină de nutrienți, facem de astea, mâncare vegană. Și nutrienți, mă? Nutrienți dai la porc, mă, nu mănânci tu. Mămică, ascultă, tu încearcă să înțelegi, pâinea nu-i bună, care glutene. Gluten mai repede și cumpără și așa cum zic eu. Nu știu ce să fac copilul ăsta, că de când cu internetul ăsta și vede câte o prostie, caută și mă convingă și pe mine. Cât bun, cât trebuie să mănânci așa, cât trebuie să faci așa. Nu știu, m-am săturat. E mai greu acum o leac la început până o convinc mămica, după aia vezi tu că tot veganismul e baza, e de viitor. M-am zis la magazin și am cumpărat eu, nu pâine, prostii de-astea, am cumpărat ceva sănătos, că am văzut eu pe internet și sănătos. Dacă e pe internet, înseamnă că e adevărat tot, nu? Ce-i, mă? Ce-ai cumpărat acolo? Am cumpărat mai multe, dar numai că n-am mai avut bani de pâine, dar nu contează, e mai bun așa, să știi. Ce-i luăm? Păi am cumpărat așa, chia, mango, avocado, năut, quinoa, tăti bio. Și cât ai dă, mă, pe astea? 2000 la jumate. Cum să dai atâția bani? Să-mi dai numai 7 lei pentru pâini. Păi mă trecut pe caiet, chiar, să mergi la magazin să plătești datoria. Și pâini și n-ai mai luat? N-am mai luat ecarii euri. Cum să aibă euri? Că noi zicem pâini, nu pâine. La noi are euri. Băi, mămică, ascultă, dacă mănânci pâine, ai 70% mai multe șanse să faci boală. Băi, dacă mănânc 4 de astea, am șanse 90% să mor de foame, cât îți scumpi. Da, astea, ca să cumpere așa, trebuie să faci credit la bancă. Și faci credit cu prima masă sau ce? Da, băi, mămică, dar uite și de trebuie să rământoasă am cumpărat. Am cumpărat suc de rodii. Și de ce să așa scumpie? Zici, pe muntele Atos, de unde? Rodii costa cât jumătate de porc, feriat cât. Uite, am mai cumpărat fulgi de cocos. Da, fulgi de cocos. Alea-s bun, e de pus în piernă. Nu, adică cum ar veni un fel de fulgi de porumb, dar... Adevărat că am fulgi de porumb. Cum te pun la bătăpăpșoi, tu cum ai plecat? Da, uite, semințe de chia. Ai, am luat și semințe de chia. Chia, chiar ești prost. Aici de măcar-s bun, de la găi. Nu știu, doar când eram mic, mânca lapte. Tot zi asta te cu sticla în gură. Acum, îi trebuie lapte de soia. Nu știu de când ești în moda asta, că doar când mâncai, că trebuie mâncare, nu cam acum e la modă să mănânci, ca să te lauzi pe internet. Adevărul că eu leacă scumpă mâncarea, adevărat, nu zic nu, dar am gândit eu la o treabă, cum să o fac, mămica, ca să mănânci de acum sănătos. Să o fac să scăpi de carne, de lapte, de ouă, de astea care nu-s bune. Adevărul e că de când mănânc așa, am și mintea mai sănătoasă, parcă creierul altfel merge. Creier AMG. Ce faci, mă? Unde ai fost iară? Păi, am fost iară la magazin. Ce mi-ai luat, mă, acum? Păi, acum am luat mai multe. Am luat 10 kg de quinoa, 25 de avocado, 8 litri de lapte de migdali, cel puțin pe o săptămână mâncare. Păi, dar eu dacă te-am trimis după pâine, tu ai mers bun și ai venit vacă. De unde ai avut bani? Da. Apropo de vacă, am vândut-o. Ce ai făcut, mă? Păi înțeles că nu se întors laptele de vacă și nici ouăle, că au colesterol. A, te omor, mă, copilule, tu chiar ai vândut vaca? Da, și găinile, că ți-am zis, ouăle nu-s bune. Vai, și vaca și găinile. Ei, mamă, tu nu înțelegi, veganismul ăsta e mai mult decât o dietă, e un stil de viață, ei. Am văzut eu pe internet. Băi, am și eu un stil de viață. Stilul meu de viață e să nu mor de foame. Păi crede-mă, acum nu-ți convine, dar mai târziu ai să-l mulțumești. Ce faci cu ăla?
Ei, acum nu-s cu mine, dar mai târziu ai să-mi mulțumești. De când mănâncă prostiile astea, nici nu mai are vlag să-l fugăresc pe-n sat. Imediat obosește. Noroc că am dat prostiile și ele la magazin, am mers și am recuperat vaca și am apucat și am făcut niște plășinte și eu ca oamenii și să mănânci sănătos. O leac de vlag ca să aibă și el, că îl ieșină pe drum. Eu am dat să fug, dar nu prea avem spor, nu știu că treaba. Cred că de la vârstă, de la ceva, obosăm tare repede, vedem așa pupișelii și am șticat în șanț de oboseală. Adevărul că cred că și plășinta era vegană, că doar nu era cu carne, nu? Fui bun.